Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această seară avem câteva vești foarte frumoase. Unele dintre ele, pentru mine, aproape depresive. O să vedeți despre ce este vorba. În primul rând, un lucru foarte bun. Consultații gratuite pentru prevenirea cancerului oral. Specialiștii secției clinice de chirurgie oromaxilofacială, profesor dr. Dan Teodorescu, vor oferi consultații gratuite miercuri și joi în cadrul zilelor prevenirii cancerului oral. Eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin administrația spitalelor și a serviciilor medicale. Potrivit unui comunicat al primăriei emis marți, consultațiile vor fi oferite în cadrul spitalului aflat pe calea Plevnei numărul 17, în baza unei programări telefonice la numărul 0737 564 663. Mai repet tot telefonul: 0737 564 663. La acest telefon vă puteți programa pentru o consultare gratuită mâine și poi mâine pe calea Plevnei numărul 17. Până acum s-au înscris peste 200 de persoane în momentul în care a apărut știrea. Inițiativa unei campanii de conștientizare și prevenire a cancerului oral a fost generată de numărul mare de cazuri diagnosticate de medicii secției clinice de chirurgie oromaxilofacială, se precizează în comunicat. E dramatic acest cancer, se pare că sunt foarte puține șanse de supraviețuire a cancerului maxilofacial. De aceea, dacă aveți vreo jenă în gură, dacă aveți vreo rană care nu este foarte bună, nu se știe ce e cu ea, mergeți să faceți un consult urgent. Dacă fumați, opriți-vă de la acest obicei dăunător, pentru că fumatul este responsabil de foarte multe cancere. Ziceam că o știre care pe mine aproape mă duce în depresie, dar voi încerca să fiu optimist în seara aceasta, urmează acum această știre. Un tren de mare viteză capabil să atingă o viteză de 400 de km pe oră a circulat în premieră luni în China. Cel mai nou tren de mare viteză în China, denumit Fuxing, capabil să atingă o viteză de 400 de km pe oră, a circulat pentru prima dată luni pe o linie feroviară dintre Beijing și Shanghai, informează Xinhua. Trenul CR400AF a plecat din gara de sud din Beijing la ora locare 11.05 cu destinația Shanghai. La aceeași oră, trenul CR400BF a plecat din gara Hongqiao din Shanghai în direcția Beijing. Nu mă pricep foarte bine cu pronunțările acestea în limba chineză, dar linia Beijing-Shanghai este cea mai aglomerată rută feroviară din China, dat fiind faptul că în fiecare zi circulă pe această rută peste o jumătate de milion de pasageri. Noul tren de mare viteză este un vehicul de tip electric multiple units, poate să atingă o viteză de 400 de km pe oră și să-și mențină o viteză constantă de croazieră de 350 de km pe oră. Nu mai citesc mai mult, că deja mă doare inima. Știți cât de mult îi despreceam noi pe chinezi. Made in China, totul e made in China. Vai, când eram eu copil, erau niște tenis albi cu talpă verde, chinezești. Erau cei mai longevi tenis pe care îi puteam găsi în vremurile acelea. Nu tot ce vine din China este prost. Dimpotrivă, se pare că este o amenințare la toate economiile lumii, China. Pe când noi facem cu trenul de la Oradea la București 12 ore. Eu țin minte că am ajuns, când s-a deschis Intercity în România, Timișoara-București, 6 ore. Mi se părea extraordinar. Acum, aceste vremuri au trecut, parcă ne ducem în evul mediu. Nimeni nu se mai gândește să îmbunătățească cu ceva. Poate că se fac tot felul de proiecte, de nu știu câți ani se fac tot felul de proiecte, se fac tot felul de încercări nereușite. Chinezii au pus umărul și au făcut ceva extraordinar. Noi avem mare stație. Nu numai la trenuri, nu numai la medicină, avem mare stanțe și la cultura medicală, pentru că astăzi, în momentul în care vorbim, sunt copii care nu sunt vaccinați și care sunt între viață și moarte în spitale din România, pentru că niște părinți care nu se gândesc prea mult, nu citesc prea mult, nu știu, dar ei își dau cu părerea în legătură cu viața copiilor lor. Cred că sunt autorități în materie.
în această seară, pentru ca lucrurile să fie foarte clare, vă dau o știre bună. Împreună cu noi se află doamna doctor Olivia Galiță, este cea mai bună știre, este medic pediatru. Bună seara, Olivia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că ai venit, ia un loc la noi, te rugăm! Cum ești? Foarte bine! Foarte bine, ai fost la muncă astăzi? Normal, da? Nu se poate fără. Medicii nu au pauză așa? Nu prea. Nu prea. Între gărzile de 24 de ore și munca de secție, nu prea am pauze. Vai de capul meu. Și, practic, jumătate din viață, mai mult de jumătate, e la spital. Mai mult de jumătate. Mai mult de jumătate. Olivia, o să te întrebăm mai multe lucruri despre viața ta, despre cariera ta, dar la început o să-ți propun să urmărim un material realizat de colegii noștri la Andrăgura cu câteva elemente pro și contra despre vaccinare și să vedem cât de important este această problemă în România secolului 21. Să urmărim împreună material. Să vedem. În ceea ce privește vaccinările, este același lucru. Repet, difterotetanopertussis, precum și antipoliomielitic, precum și antituberculos, sunt vaccinuri pe care trebuie să le facă toți copiii, toată lumea, fără niciun fel de discuție. În ceea ce privește vaccinurile rujeolă, oreion, rubeolă, varicelă, hepatită, etc., etc., aici sunt de luat în considerare două situații. În primul și în primul rând, aceste vaccinuri trebuie efectuate de grupele de risc și în al doilea rând trebuie efectuate de toți copiii, dar numai după o foarte serioasă consultație medicală și, bineînțeles, după efectuarea unor teste și analize care să demonstreze că acel copil ce urmează a fi vaccinat este în stare bună de sănătate și poate suporta o vaccinare. În caz contrar, avem efecte adverse și avem probleme. Nu vaccinările sunt cele responsabile, ci starea de sănătate precară a copilului în momentul vaccinării sau, evident, efectuarea vaccinării în mod deficitar. Cred că vaccinarea este extrem de profitabilă pentru companiile farmaceutice care o produc, dar este extrem de dăunătoare pentru cei care o primesc. Pentru că în ultimii ani s-a dovedit rolul vaccinării în oncogeneză și că produce mutații genetice. Autismul este în floare și acest lucru îl pot înțelege doar părinții a căror copii sunt victime ale vaccinării. Deci ceea ce spun nu este doar experiența mea personală sau nu este doar o opinie a medicilor homeopați, ci aceștia sunt cercetările pe care le fac medicii alopați, sunt cercetările pe care le fac biologii și de prin anii 70 încoace, mai cu seamă în Elveția, da, au dovedit rolul oncogenetic al vaccinării și au dovedit că vaccinul acționează la nivel de ADN și modificările apar la nivel de ADN al genomului uman. Repet, și atunci când astea sunt dovezile științifice, atunci când ție în cabinet îți vine pacientul și vine la tine pentru că tu trebuie să-l vindeci, nu se poate să stai placid și să spui, vai ce bune sunt vaccinările, când de fapt realitatea este cu totul și cu totul alta. Și dacă ne uităm sincer la sănătatea populației în ultimii 30 de ani, ea nu s-a îmbunătățit, ea s-a degradat. Haideți să vedem dacă vaccinurile astea care sunt atât de discutate cu opinii destule contra, din păcate, și nu numai în România, sunt cumva victima propriului succes și să vedem aici câteva imagini care nu sunt cele mai dure, ca să spun așa, pentru că trebuia să punem un banner din acela care să scrie că te pot afecta emoțional. Aici putem să vedem variola, o imagine, cum am spus, blânduță a variolei, care a fost eradicată exclusiv datorită vaccinării. Aici putem să vedem niște sechele de polio, nici de cum cele mai urâte care se pot vedea, boală care este în curs de eradicare tot prin vaccinare. Și aici putem să vedem visus sardonicus, tetanosul la nou născut, care este o boală de asemenea controlată prin vaccinare. Oare vaccinurile sunt victima propriului succes? Sunt aceste
performanță efectiv pentru sănătatea oamenilor, niște insuccese, sunt niște lucruri rele sau sunt niște lucruri bune. Rămâne ca fiecare să dea răspunsul la întrebarea asta pentru el și în unele cazuri și pentru alții. Dacă suntem vaccinați peste un anumit procent, cum suntem în general, la peste 85% la anumite boli, atunci riscul ca și cei nevaccinați să facă boala este mai mică, fiindcă riscul să te întâlnești cu un bolnav nevaccinat în jurul tău sunt doar oameni vaccinați. Și atunci pe asta se și bazează. Uite, copilul meu nu s-a îmbolnăvit deși n-a făcut niciun vaccin. Da, de fapt, nu s-a îmbolnăvit, fiindcă în jurul lui erau doar copii vaccinați. Iată-ne, doamna doctor, în mijlocul unei controverse. Până să ajungem la controversă, trebuie să vă întreb câte ceva despre dumneavoastră, așa, să știm câteva lucruri. Unde v-ați născut? În Ploiești. Ploiești, Prahova. Un oraș foarte frumos, aproape de București. Când ați știut că veți fi medic? Când am dat la liceu. Când am intrat la liceu, am știut că vreau să dau la medicină mai departe. Mi-am ales biochimia. Am intrat la liceu teoretic pe vremea aceea, cum e Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești. Am ales științele naturii, biochimie. Am știut că asta voi studia, am știut că asta vreau să fac. Am fost pasionată oarecum și eu și fratele meu am fost pasionați de medicină de când eram copii, prin prisma mamei noastre care lucrează în domeniu. Oarecum ea a dus acasă cu ea toate rigorile muncii și tot ce învăța ea la muncă și tot ce făcea ea mai departe și oarecum am fost fascinat și am fost crescut oarecum în principiile astea. Am înțeles. Și cum au fost anii de medicină? Au fost la ceva ați așteptat în liceu sau au fost altceva? Au fost cu totul altceva. Au fost pe undeva exact în spatele dumneavoastră, în intersecția aia de acolo. E căminul meu, da? În care am stat 6 ani de medicină. Lungi, grei, cu învățat în timpul nopții, de atunci făceam gărzi. Învățam tot timpul, absolut tot timpul. Când se termina programul la clubul din spate, atunci mă conduceam și eu la culcare. Că oarecum mai era cineva treaz cu mine. Învățam foarte mult, nu suficient de mult. În momentul în care ajungi în clinică, îți dai seama că tot ce ai învățat teoretic în facultate este egal cu 1%. Când ajungi în clinică și vezi cazurile și înveți văzând și făcând și înveți furând meserie de la alții, altfel n-ai nicio șansă. Când a știut că veți fi medic pediatru? Când am făcut stagiu de pediatrie la Spitalul Victor Gomoiu în anul 5. V-a plăcut pediatria? A fost ceva cu totul deosebit. Eu dacă m-aș fi făcut medic, nu m-aș fi făcut pediatru. Așa am zis și eu când am dat la medicină. Așa am zis și eu. Dar în momentul în care ai de-a face cu meseria și ai de-a face, este cumplit de grea. Cuprinde toate specialitățile și, într-una și, singură. Și, până la urmă, e una dintre cele mai mari responsabilități medicina pediatrică. Se întâmplă, mă rog, la diabet, la boli interne, nu știu ce, se întâmplă să moară cineva. Asta e tragic, dar a trăit omul 50-60 de ani, știu eu, dar un copil este teribil să este fie într-adevăr bolnav, să aibă părinți. De asta și avem discuția despre vaccinul în seara. De aceea avem discuția despre vaccinul. Dar în același timp sunt și pacienții care nu pot vorbi pentru ei și nu își pot lua apărarea și nu pot lua decizii pentru ei. Trebuie alții să ia decizii pentru ei. Așa că... pot oarecum să fiu un avocat pentru ei. Ați văzut cele două păreri. Haideți să vorbim puțin câteva lucruri importante despre background-ul acestei probleme. Ce sunt vaccinurile? Spuneți-ne un mic istoric al acestei probleme. Vaccinurile, e o poveste simplă, da? Deci e o schemă simplă. Sunt niște substanțe obținute din microorganisme, din virusuri, care dau virusuri, bacterii, care dau boala respectivă. Virusurile astea sunt inactivate sau atenuate. Da? Cum sunt atenuate, cum sunt, spre exemplu, reoreu, rubeolă, rujeolă, oreon, da? Care se face la 12 luni și apoi la 4 ani. Virus atenuat, viu atenuat, da? Ajunge în organism, este introdus în organism ca și substanță și produce un răspuns imun. Un răspuns imun imediat și un răspuns imun cu memorie. Avin anumite antigene, anticorpi, care au memorie. Și odată că distrug virusul respectiv, care oricum nu face mare lucru pentru că este inactivat sau este atenuat,
dar rămâne cu o memorie și data viitoare când se mai întâlnește cu persoana respectivă, cu virusul acela, spune, domne, ăsta îl știu, l-am cunoscut, l-am învins, gata, l-am învins odată, acum nu mai are voie să intre aici. E simplu, la fel și cu bacteriile, da? O bucată, o capsidă, o bucățică, e suficient la unele să fie o bucățică din structura ei, cât să o recunoască anticorpul respectiv, să o recunoască ca structură și data viitoare să o țină minte când se mai întâlnește cu ea. Cine a fost? Pasteur? Cel care... Nu, Pasteur. Edward Jenner. Da? În mijlocul unei epidemii de variolă. Primul vaccin a fost cel de variolă. În mijlocul unei epidemii de variolă în Anglia, în 1798, cam așa, a descoperit el că femeile care mulgeau vacile făceau o formă asemănătoare cu variola, doar la mâini. Și ele nu se îmbolnăveau de variolă, cu toate că epidemia umbla, omora copii, fii de regi, persoane bogate, persoane sărace, la fel, nu ținea cont de nimeni. Da? Și a observat că aceste femei făceau o formă, niște pustule la nivelul mâinilor care treceau și nu erau atinse de boala care umbla. Și ce s-a gândit să facă? A luat din pustunele acelea proi și atunci a vaccinat un singur copilaj care a fost de acord, mama lui a fost de acord, Johnny îl chema pe copilaj, să îi facă niște crestături în piele și să-i pună din puroiul acela. Copilul a făcut doar niște pustule la nivel local și nu a mai făcut boala. Mare minune mare, o boală care omora mii de copii, mii de oameni, brusc a fost eradicată. A dispărut. Toți s-au vaccinat. Bine, era o metodă destul de barbară de vaccinare pe vremea aia, dar toți s-au supus metodei respective în condițiile în care scăpa de la moarte, da, scăpa de la moarte copiii și pe ei în sine. Da, și apoi a apărut polio, în anii 50 a apărut cel pentru poliomielită, care făcea victime peste victime. Inclusiv președintele american Roosevelt a avut poliomielită și era în cărucior. Bun, în acest context, oamenii de știință, medicii, au descoperit că din organismul omului rezistent există soluții pentru a contracara același virus în alte organisme. Cam sau asta e ideea, simplu, nu? Simplu virus luat deoparte, izolat, da? Inactivat, sau toxina pe care o eliberează, da? Luată, inactivată, deci nu mai are ce să mai facă, suficient cât să producă un răspuns imun și să facă suficiente antigene pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Foarte interesant. Haideți să vedem ce conțin aceste vaccinuri. Deci, virusuri, ați spus? Virusuri, bacterii de substanța respectivă, care este fie inactivată, fie atenuată, fie părți. Cine din decide substanța asta? Respectivă? Cât de activă este substanța? Microbiologul. Microbiologii. Care formează, care fac aceste vaccinuri. Cum este la noi, Institutul Cantacuzino, care face vaccin. Mai face? Nu mai face. Asta e o problemă politică și de stat. Tot ce e bun în țara asta nu mai facem, că cumpărăm de la alții, nu? Cumpărăm, importăm, ne confruntăm cu situații în care nu avem. De ce nu? Așadar, microbiologul decide componența acestui vaccin. Sigur, bine, s-a decis la nivel mondial. Da? Ia respectivul virus și pe lângă el mai punem niște amplificatori, cum sunt sările de aluminiu, și mai punem și o substanță bacteriostatică, da? Antifungică, bactericidă, care să nu permită orice substanță care stagnează, orice substanță care stă și nu e folosită, oricând se poate umple de alte microorganisme și atunci există un risc foarte mare pentru sănătate. Și una din substanțele acestea este tiomersalul, despre care s-a fost o mare isterie că, într-adevăr, din el se metabolizează la etilmercur, care este eliminat și oricum este la doze infime. Dar pentru că, într-adevăr, au fost atâtea probleme și s-au ridicat atâtea întrebări și așa, au fost scos din aceste vaccinuri și nu se mai folosește tiomersal ca substanță bactericidă. Acum, vreau să vă întreb. Din tot ce cunoașteți dumneavoastră, vă confruntați în fiecare zi cu aceste probleme, cu copii, o să ajungem să intrăm în adâncimea subiectului, dar există o clasă de oameni care noaptea visează tot felul de conspirații. Nimic nu este natural, nimic nu este bine, totul este o conspirație a
masonilor, a clubului Bilderberg, a nu știu cui care toată vor să... Toată lumea le vrea rău, exact, toată lumea... Vrea să înjumătățească populația, vrea să fie, să dreagă, să omoare pe toată lumea, că se poate, și prin vaccinuri și așa mai departe. În legătură cu vaccinurile, există, din informațiile noastre științifice, există o astfel de paletă de argumente care să conducă spre așa ceva? Nu. Nu există. Nu. Și când un medic spune, da, în limbajul nostru, da, un medic spune că nu există date concludente care să lege vaccinurile de autism, de orice, de oncogeneză, spune, e ca și cum ar spune că e la fel de sigur de aceste vaccinuri ca și cum de faptul că va răsări mâine soarele. Deci nu există dovezi științifice ale faptului că autismul vine de la vaccinare? Nu. S-a făcut un studiu prin anii 90. Și nici că cancerul la copii tot de la vaccinare? Nu. S-a făcut un studiu prin anii 90, pe la sfârșitul anilor 90, pe doar 12 pacienți, de un medic la vremea aceea. Între timp i s-a retras licența de practică, pentru că studiul a fost controversat, datele au fost făcute de el în așa fel încât să pară adevărat ceea ce, modificate în așa fel încât să pară adevărat ceea ce spune el. Doar 12 pacienți au fost într-un, niciun studiu concludent nu include 12 pacienți care ar lega oarecum autismul de aceste vaccin. Niciun studiu de atunci până acum, inclusiv acela care a pornit toată isteria generală, nu a demonstrat că ar fi vreo legătură între autism și vaccinuri. Și există un miliard de argumente, de la argumente de genul că uitați-vă la populația romă, că nu sunt vaccinați și că nu există, l-am auzit și pe ăsta, nu există cazuri de autism. Eu zic să mergeți cu mine de mânuță în pavilionul 5A la Spitalul Obregia să vedem câți copii autiști din populația romă sunt acolo. Și mai discutăm de vorba apoi. Așa adică să vorbim. Normal că cred. Sunt mituri, sunt propagate de persoane mai mult sau mai puțin în poziția de a spune aceste lucruri și oamenii le cred, ar crede orice, ar trage de orice idee doar ca să-și scoată sau să-și justifice o anumită alegere. Din punctul meu, nejustificabilă. A nu-ți vaccina propriul copil nu reprezintă un risc doar pentru copilul tău, reprezintă un risc pentru toți copiii cu care copilul tău se întâlnește. Ajungem la subiectul acesta, dar înainte vreau să vă întreb, care este schema de vaccinare? Schema de vaccinare începe la naștere cu, la două zile, vaccinul BCG. Ce înseamnă BCG? Pentru tuberculoză, la Guillain-Barré. Apoi, la 7 zile, cel pentru hepatită B și, pe urmă, la 2, 4 și 11 luni, diftero-tetano-pertussis, pentru difterie, pentru tetanos, pentru bordetela pertussis, tusea convulsivă. Da? Acestea sunt cu toxine, de toxine de care vorbeam mai devreme. Se face acum pentru tusea convulsivă? Da, se face dintotdeauna. Dintotdeauna? Dintotdeauna se facea pentru tusea convulsivă. Hemophilus influenzae, hepatită B rapel, și antipolio, iarăși, antipoliomielită. De trei ori se fac rapeluri la aceste vaccinuri. De din păcate ne mai întâlnim, pentru că trebuie refăcută rapelul să dezvolte suficient anticorpi, dar la distanță suficient de mare încât să nu provoace în sine un răspuns prea mare imun. Trebuie să dezvolte mai suficient anticorpi ca să țină pe o perioadă mult mai mare de timp. Să acopere copilul respectiv pe o perioadă mult mai mare de timp. Am înțeles. Bun. La 14 ani ce se face? La 14 ani se face iarăși rapel la, la antipolio, la DTP, iarăși tetanosul, din păcate, încă îl avem în floare. Nu este un... Din păcate încă ne întâlnim cu el, nu e eradicat și din păcate trebuie refăcut și rapel în momentul în care vă înțepați, vă loviți, vă... La ce vârstă se face ultimul vaccin? Acum la 14 ani? La 14 ani, da. La 14 ani. În ce condiții se vaccinează un copil? Cum a spus și mai devreme domnul doctor, da? La cele cu toxine, cum e DTP-ul, spre exemplu, difterotetanopertussis, nu există nicio problemă. Toxina respectivă este inactivată, nu sunt probleme. La cel cu virusul viu atenuat, există riscul că dacă copilul nu este într-o stare bună de sănătate, imunitatea lui nu este suficientă, nu este capabilă să răspundă
acelui virus viu atenuat, există riscul de a dezvolta, să apară reacții adverse, printre care se numără și boala respectivă. Febră, erupții și chiar boala în sine. Dar dacă copilul este într-o stare perfectă de sănătate și vaccinul este făcut, nu există nicio problemă. Ce facem cu acele cazuri în care, în urma vaccinului, lucrurile capătă dimensiuni catastrofice? Există și astfel de cazuri. Excepționale și nu pot să zic că dimensiunile catastrofice sunt chiar, nu știu dacă neapărat au fost ca urmare a vaccinului. E greu de demonstrat că sunt ca urmare a vaccinului, asta vreți să spuneți? Nu neapărat că e greu de demonstrat, dar nu cred că s-a urmat anamneza corect în așa fel încât concluzia a fost imediată. Am foarte mulți părinți care vin la camera de gardă și îmi spun după o lună, după ce a făcut copilul vaccinul respectiv, că a făcut febră. Are oarecum legătură cu vaccinul respectiv? Nu are nicio legătură. Există momente în care pur și simplu succesiunea evenimentelor a fost una proastă. Am înțeles. Vreau să intrăm în adâncimea problemei, pentru că aici este toată lupta. În curând, există o lege în România care se pregătește, da, cu legea vaccinării. Nu se știe, vaccinarea obligatorie, unii vor sări 10 metri dacă va fi vaccinarea obligatorie. Dar până în alta, vreau să ne povestiți despre responsabilitatea părintelui în legătură cu vaccinarea copilului. Ce trebuie să știe părintele în momentul în care nu-și vaccinează copilul și în momentul în care își vaccinează copilul? Că în momentul în care își vaccinează copilul, da, există riscuri, așa cum am vorbit, de a dezvolta anumite reacții adverse. Febră, o erupție, o ușoară inflamație locală. Dar, în același timp, își acoperă copilul și își ferește copilul de niște boli cu potențial letal, da? Copiilor pot muri din cauza acestor boli. Și în al doilea rând, faptul că îi protejează și pe cei din jurul lor de această boală. Există un concept numit imunitate de cohortă. Imunitatea de cohortă spune așa că în momentul în care într-un grup de oameni, într-o comunitate, toți cei din acel grup sunt vaccinați, riscul ca o boală să apară în acea comunitate scade enorm. Până la 100%. Da? Problema care se pune este la copiii care nu pot fi vaccinați. Cum v-am zis, dacă sănătatea lor nu le permite. Și la ce copii mă refer? La copiii cu o imunitate, fie ea dobândită, fie ea congenitală. Cu un deficit al imunității lor. Fie că vorbim de leucemii, fie că vorbim de HIV-SIDA, în formele active sau inactive. Orice fel de deficit al imunității. Copiii aceștia nu pot fi vaccinați, nu pot dezvolta pentru un răspuns imun. Practic. Da, nu pot dezvolta un răspuns imun de niciun fel. Nu pot să pentru că ia... însuși sistemul lor imunitar este nu răspunde, afectat. Nu are cum să răspundă. Da, este afectat. Și ei nu au voie să ia contact cu niciun fel de agent agresor de genul acesta. Și atunci când eu nu aleg să nu vaccinez copilul și copilul meu dezvoltă boala sau poate dezvoltă o formă mai ușoară de boală. Ca da Dumnezeu și s-a întâmplat chestia asta. Organismul lui a suportat mai ușor boală, dar pe copilul celălalt îl omor. Motiv pentru care avem la nivel național 30 de decese de când a început epidemia de rujeolă. O să ne întoarcem la subiectul acesta foarte sensibil după un minut de publicitate. Rămâneți cu noi! Nu vorbim despre apartamente. Vorbim despre acasă. Nu vorbim despre oțel, beton, cărămidă sau fier. Vorbim despre visuri împlinite și planuri de viitor. Nu vorbim despre blocuri, alei sau drumuri. Vorbim despre comunitate, despre viața pe care o aducem acestui oraș. Alege să faci parte din locul în care scriem viitorul pentru copiii noștri. Alege să le oferi copiilor tăi șansa de a-și transforma în realitate visurile, pentru că doar acasă visurile prind viață. Când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor. Când o să fiu mare, o să vreau să mă fac coafeză. Când o să fiu mare, vreau să fiu doctoriță.
Când o să fiu mare, o să vreau să fiu polițist. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu pompier. Când o să mă fac mare, o să mă fac profesor. Alege să faci din comunitățile Maurer Imobiliare acasă, iar visurile copiilor tăi vor deveni realitate. Investește azi în viitorul lor. Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. Iată câteva întrebări în direct, doamna doctor. Unii sunt mulțumiți, alții sunt nemulțumiți de ceea ce spunem. Cineva zicea: amicilor, faceți diferența între vaccinările care se făceau acum 20-30 de ani, care aveau drept scop imunizarea și care aducea la ridicarea unei boli. Vaccinurile de azi nu mai sunt un produs național și, drept urmare, nu mai au aceleași scop pe care le aveau atunci. Nu cred că sunt mulți care nu sunt conștienți de ce se ascunde în spatele marilor interes din partea elitei și a satanelor mondiale pentru bunăstarea noastră. Să punem punctul pe ei. Vaccinarea actuală face parte din planul de depopulare al planetei. Nu fiți copii și înțelegeți. Sau știți că sunteți plătiți ca să faceți propagandă pro. Nu suntem plătiți, domnul diaconu. Nu suntem plătiți să facem propagandă pro. Vorbim doar la statistici. Privire la statistici. Aveți ceva de zis la comentariul domnului? Nu. Domnul Laurențiu și doamna Ligia, dar despre responsabilitatea medicilor se va discuta? Responsabilitatea medicilor în legătură cu ce? Cu vaccinurile. Păi, cum sunt direct responsabili săracii oameni? Indiferent dacă sunt lucrurile bune sau nu. Ideea este că... și suntem responsabili să-i vaccinăm, că vrem să le facem bine, nu vrem să le facem bine. Dacă copilul e bolnav, medicul să știe. Normal, absolut. Da? Și mai spune cineva că ar trebui să citim prospectul la fiecare vaccin și doamna Delia zice că este pro-vaccin și zice, spun eu că se poate face febră chiar și la 3 săptămâni după vaccin. Aia na. Bine, așa. Deci nu sunteți de acord cu treaba asta. Da, se poate face febră și la 3 săptămâni după vaccin, dar nu neapărat din cauza vaccinului. Afrodita ne întreabă: eu am luat gripă de la o persoană vaccinată cu antigripal. Ea a făcut o fază foarte urâtă a gripei și eu de asemenea. Deci dacă ea vaccinată a făcut gripă, stau și mă întreb sau vă întreb, care mai e rostul vaccinului? Nu știu dacă a făcut chiar gripă. A fost testată persoana respectivă de gripă? Nu, mă îndoiesc profund că a făcut chiar gripă, dar într-adevăr și gripa este un vaccin cu virus viu atenuat, deci riscul există să facă boala respectivă, dar este o șansă minimală. Dar în același timp, fază foarte urâtă. Gripa nu doar urâtă poate să fie. Și eu am făcut gripă și nu am fost vaccinată pentru că au fost anumite probleme de sănătate care nu m-au lăsat să fiu vaccinată în momentul respectiv și când ar fi trebuit. Între timp am luat și gripa. Dar... dacă la vaccinul de 2-4 luni nu a avut nicio reacție, la următoarele vor fi? Ne întreabă Cătălina. Riscul există la oricare din ele să fie o reacție adversă, cum ar fi febra, cum ar fi inflamația locală, cum ar fi o erupție locală. Dar în momentul în care apar, e bine să ne adresăm unui medic, să-l întrebăm. E ok, nu e ok copilul, să mă sperii, să nu mai sperii, ce să fac, cum să-l urmăresc, la ce să mă gândesc, ce să-i dau, ce să-i fac. Dar, în principiu, e foarte bine că nu a reacționat, că nu a pățit nimic copilul. A fost gripă, vă spune doamna care ne întreabă aici. De care? Zice că a fost gripă. Nu știu de care. Deci sunt mai multe feluri și poate că sunt mai multe o tulpină... Gripa A, gripă B, iar în România există un vaccin trivalent de gripă care nu acoperă una din tulpinile de B. Din câte știu, e Amagata, dacă nu mă înșel. Doamna Margareta zice, mai bine vaccinați cu vaccin românesc. Dar... acum, cum e treaba cu vaccinul românesc? E mai complicată treaba cu vaccinul românesc. Din păcate, e mai complicată treaba cu vaccinul românesc. Haideți să vorbim puțin despre această imunitate de cohortă pe care ați amintit-o înainte de publicitate. La început se amintea în emisiune. Sunt 10 copii vaccinați. Da. Unul nevaccinat. Da. Nu pățește nimic. N-are nu pățește nimic, că nu... Pentru că în jurul lui se află copii vaccinați. Exact. Da? Dar în momentul în care numărul copiilor nevaccinați va crește,
ce se va întâmpla? Riscul este foarte mare ca acei copii să dezvolte boala și nu doar că să o dezvolte, în organismul lor virusul să sufere mutații și ceilalți să devină mult mai virulenți, să apară o formă mult mai virulentă de virus și să facă și ceilalți care sunt vaccinați. O formă care nu, deci potrivă, nu... împotriva căruia nu există vaccin. Deci dacă, la momentul respectiv. Dacă face copilul nevaccinat o formă de virus, poate să există acest risc. Le dea celorlalți care sunt vaccinați o formă diferită față de cea și care mai odioasă, împotriva căreia nu există vaccin. Deci așa stau lucrurile. Așa stau lucrurile. În realitate. Povestiți-ne de copiii noastre de la spital. Cum sunt acum? Unii sunt bine. Ce aveți pe secție? Ce avem pe secție? Ei, eu lucrez în două secții diferite. În două secții. Lucrez și la Spitalul Victor Gomoiu și lucrez și la Matei Balș. Dar în cele două secții eu nu am. Am avut câteva cazuri de rujeolă. Majoritatea le-am pe cele mai grave, cele mai urâte, cele care se transformă în insuficiență respiratorii, cu pneumonii, cu bronșiolite, că dacă sunt sucari săraci, sunt cu bronșiolite, cu enterocolite. Deprimat total, da. Febră. Nu mai vorbim de febră. Febra e minimală. E ultimul lucru de care ne mai facem problema. Și în general la copii nevaccinați. În general la copii nevaccinați și din păcate în general la copii cu tare foarte mari asociate. Ce înseamnă da? Tare foarte mari asociate? Cu boli imunologice, cu boli, spre exemplu, un copil cu o malformație cardiacă congenitală care nu a putut să fie vaccinat pentru că poate aștepta o operație sau aștepta ceva, o intervenție chirurgicală, nu poate fi vaccinat în momentul respectiv pentru că durează ceva până se face imunizarea. Da? Din păcate a venit în contact cu un copil cu rujeolă și poate copilul respectiv nu avea o formă extraordinară de rujeolă, dar copilul cu malformația cardiacă a făcut o formă foarte urâtă de rujeolă sau un copil cu o boală genetică, da? Care îi dă niște deficite neurologice și care se află deja pe niște tratamente foarte complexe pentru că poate are și o epilepsie asociată acelui deficit neurologic prin boala lui metabolică de sine stătătoare. Vine o rujeolă peste, e ultimul lucru de care mai are nevoie copilul respectiv și din păcate pot fi fatale. Da. Ce simt părinții când își văd copilul nevaccinat în situația aceasta între viață și moarte? Ce spun ei? La ce se gândesc? Orice, oriunde ai vrea să fii, dar numai în locul părintelui respectiv. Nu vreau să știu ce simte un părinte de genul ăsta. Nu vreau să fiu în locul lui. Nu vreau să știu că am luat decizia, să zicem că e un copil care este nevaccinat, care ajunge într-adevăr și îl vezi că se chinuie, că un copil cu insuficiență respiratorie, da? Dată de bronșiolită, pentru că face crup laringean, da? Un copil care ajunge și face bronhopneumonie, face enterocolită, face o cheratită conjunctivală oribilă, da? Îl vezi că este la pământ copilul tău, da? Dintr-o decizie pe care tu ai luat-o. Nu vreau să fiu în papucii părintelui respectiv. Nu vreau să fiu în locul respectiv. Toți regretă că n-au vaccinat copilul. Nu am de unde să știu, nici n-am pus întrebarea asta. Și v-am zis, nici nu vreau să știu. Este o decizie pe care și-au asumat-o. Vreau să cred că și-au asumat-o în momentul în care au făcut-o și asta e. Câte decese au fost în România? În România 30. Aproximativ 30. Erau 30 la începutul iunie raportate. 30 de copii au murit național. Cu zile. E adevărat, doamnă? Da. Și 7.000 bolnavi. 7.000 de bolnavi. O boală grea. Nu o boală ușoară. Ce este rujeolă? Este un virus care nu doar că dă bubițele alea de pe piele oribile, da? Cu descoamoare, furfuracee, dă cheratită conjunctivală, catar generalizat, febră înaltă, crup, da? Crupul acela, cum e laringita, spre exemplu, da? Se blochează, se umfle, epiglota foarte tare și laringele, pneumonie, bronhopneumonie, insuficiență respiratorie, enterocolită, o inflamație generalizată. Ce ați zice de următorul argument? Auziți cine scrie o telespectatoare. Mulți din cei care sunt împotriva vaccinurilor sunt tot medici, nu oameni de rând. Tocmai asta am spus și eu, că există și persoane mai mult sau mai puțin specializate care dau informații eronate și aruncă informații în stânga și în dreapta.
există și așa ceva. Și din păcate nu pot să mă laud cu chestia asta, să spun că nu există, nu, toți medicii, toți... Nu, există din păcate și persoane specializate care dau informații eronate. Probabil că, sunt medici, există probabil că sunt medici la alte specializări. Probabil că nu se uită, nu văd așa vreau drame. Să cred. Nu pot să-mi imaginez vreun coleg din pediatrie că spune vreodată că nu e de acord cu... Nu am întâlnit așa ceva. Nu vreau să cred că există... Deci n-ați întâlnit vreun coleg din pediatrie? Coleg din pediatrie, din boli infecțioase, din oameni care se confruntă cu bolile astea să spună că nu sunt de acord cu vaccinul. Eu nu am întâlnit așa ceva. În momentul în care te întâlnești cu bolile, în momentul în care te întâlnești cu imunizările, nu ai cum să nu... Grațiela și Adrian întreabă, dar copiii vaccinați care fac reacții adverse după vaccin, mulți rămânând pe viață afectați. De ei ce ne puteți spune? Dacă copilul meu face autism din cauza aluminiului și mercurului ce există în acel vaccin, am mai amintit acest mercurul nu mai este în acele vaccinuri, așa că puteți să stați liniștiți și sorile de aluminiu au fost înlocuite. Puteți să citiți prospectele de care vi spuneam mai devreme o întrebare. Nu mai există în aceste vaccinuri. Singurul vaccin în care mai există sunt cele de influența, de gripă. Dar și acelea s-au produs acum, s-au scos pe piață și variante fără acel tiomersal. Autismul nu îl face, nu există, nu s-a făcut niciun studiu care să demonstreze o legătură directă între tiomersal și autism. Din păcate, nu există un studiu clar care să arate o legătură între ceva de pe lumea asta și autism. Încă nu știm la ora actuală ce provoacă autismul copiilor. Iar faptul ce spunea o doamnă mai devreme în reportajul pe care l-am văzut la început, că e în creștere numărul de copii autiști, nu știu cât de mult este în creștere și nu știu cât de mult a fost subdiagnosticat în trecut, în anii, nu știu, bunicilor noștri, în generațiile bunicilor noștri, în generațiile părinților noștri, în care nu se prea știa de această boală, nu se cunoștea și poate era diagnosticată cu totul altfel. Un medic ne scrie în limba engleză, that cannot be true. Every well-trained doctor will understand the risk and advise accordingly. Of course. Adică fiecare medic care este instruit știe că e bine să fie vaccinați copiii. Bineînțeles. O doamnă este supărată că răspundeți zâmbind la aceste probleme. Doamna pe Emilia, cum să răspundem, din păcate? Nu se râde, nu știu ce emisiune vedeți noastră, dar noi tratăm chestiunea asta cu toată responsabilitatea. Doamna, tu vorbește în contextul unei drame pe care o trește în fiecare zi, având în vedere copiii de pe secție și am adus pe cineva care într-adevăr este avizată. Nu știu cine ne îndeamnă să urmărim nu știu ce video. Ne întreabă domnul diaconul, incidența nu e mai mare la copiii vaccinați? Nu. Nu este. Chiar să-l rog pe domnul diaconul să facă un studiu dânsul personal. Arhivele și dosarele și cu o cerere simplă, făcută la managerii spitalelor de psihiatrie pediatrică, da, unde există și secții de psihiatrie pediatrică, eu cred că poate fi lăsat să vadă dosarele, să facă un studiu retrospectiv, să vadă câți din copiii care au autism sunt vaccinați, cât nu sunt vaccinați, pe un lot suficient de mare cât să fie statistic semnificativ și să vedem dacă are vreo semnificație statistică ceea ce spune dânsul. Chiar îl rog din tot sufletul să facă acest lucru, să vedem, să se convingă singur. Cât despre aceste filmulețe care apar cu tot felul de specialiști care vorbesc despre faptul că e dezastru să mai acceptăm vaccinările și așa mai departe. Ce să facem cu ele? Că în orice domeniu există astfel de filmulețe. Normal, absolut. Cu muzică din aia așa convingătoare. De tristă cu... și... Da. Da, nu, acum vorbim serios. Ca să nu zic că vreo doamnă că râdem în situația de genul ăsta. În mijloacele media, peste tot, sunt informații cu duiumi. Suntem atacați de informații, fie ele specializate, fie ele nespecializate. Da? Fie ele avizate, fie neavizate. Fie ele filtrate, fie ele nefiltrate. Motiv pentru care nu putem să ne luăm după un mijloc de informare care nu a fost filtrat, nu a fost trecut pentru un filtru a unei persoane care cunoaște acest domeniu. Și atunci e bine să întrebăm. 1, 2, 3, 4, 100 de specialiști. Dacă simți nevoia să te convingi, 100 întreabă. Dar specialiști, nu în medicină Cătălina, homeopată sau altceva. Părerea mea este că toți, dar toți copiii trebuie vaccinați. Dar din păcate, educația sanitară se face pe rețele de socializare. Exact. Păcat.
Domnul Covaci zice: problema este că pentru mulți oameni simpli nespecialiști contează părerea unui singur medic dorind de apreciere și nu sunt credibile studiile pentru acești oameni. Pentru ei studiile medicale nu sunt valoroase. Un testator căruia îți răspund zice: nu există copii nevaccinați care să facă autism. Puteți să verificați comunitatea Amish din SUA care nu își vaccinează copiii și în comunitatea lor nu există copii autiști. Comunitatea Amish din SUA nu își duce copiii la medici. Așa cum nu și vaccinează și aleg să nu și vaccineze pe propria răspundere, așa nici nu sunt diagnosticați copiii cu autism, pentru că nu au cum. Da? Andreea ne întreabă: ce părere aveți despre vaccinul împotriva cancerului de col uterin? Foarte bună. Ce părere să am? Nu, aia nu se face bine. Se face la copii, la fetițe, la vârsta fertilă. Într-adevăr, cuprinde și copii. La un moment dat s-a încercat introducerea lui într-o schemă națională obligatorie. Au fost foarte multe păreri pro și contra. Atunci era deja începutul poveștii cu vaccinurile. Din punctul meu de vedere, e un vaccin necesar. Din păcate, este unul din vaccinurile care nu acoperă complet, nu acoperă de toate tulpinile de papilomavirus. Acoperă doar anumite tulpini de papilomavirus. Asta e. N-am evoluat atât de mult cu medicina și cu studiile în domeniul ăsta. Dar măcar de alea se poate feri o fetiță. Unii insistă să vă informați cu privire la studiile, relația dintre autism și vaccinare. Da, să stai liniștiți că m-am informat. Așa, un testator, Sebastian, întreabă: câte dintre vaccine sunt experimente pe copii? Acum 80-90 de ani nu erau atâtea vaccine și lumea trăia mai mult. Nu cred că trăia mai mult și nu știu care era rata de mortalitate. Cred că trebuie să mai studiați un pic problema. Rata mortalității acum 80 de ani, nu știu dacă era aceeași. Da, cineva ne acuză că suntem propagandiști. Absolut. Nu avem puncte de vedere diferite. Vrem să impunem vaccinarea obligatorie. Domnul Covaci zice: care sunt complicațiile rujeolei? Vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte riscurile vaccinării. Dar puteți să urmăriți emisiunea de la început, veți vedea aceste lucruri pe care le-a spus doamna doctor. Doamna doctor, iată că s-au întețit reacțiile la final. Normal. Se pare că un subiect controversat. Este un subiect controversat. Unii oameni cred că există această conspirație de a omorâ populația prin vaccinuri. Am gândit de foarte multe ori, dacă cineva ar vrea să omoare oameni, ar putea să schimbe rețeta unor medicamente în farmacii. Nu? Dar de ce să plecăm? Oricum, nu știu, nu înțeleg ideea de a pleca de la un principiu că cineva îți vrea rău, cineva vrea să... Pleacă și de la ideea că cineva poate vrea, îți vrea binele și poate cineva vrea să te scape de ceva. N-am niciun interes, pot să... Asta e și ideea, din păcate nu putem să obligăm oamenii să se vaccineze. E alegerea lor, da. Legea cum credeți că ar trebui să sune în formă finală? Asta e o întrebare grea pentru... E o întrebare grea și aș putea să vă dau un răspuns personal, dar hai să dăm un răspuns mai democratic și într-adevăr. Alegerea, din păcate, este la nivelul părinților. Da? Din păcate, alegerea în dreptul unui copil, tot un părinte o face. Doar să fie conștient de ceea ce fac și să-și asume în momentul în care fac o alegere, să-și o asume până la capăt. Pentru că ajung momente când încearcă să caute justificări, că stai, că să vedeți că așa, și alea nu mai sunt momentele în care să cauți justificări, sunt momentele în care să-ți dai seama ce ai făcut. Da, dacă nu este fum, dacă nu este foc, nu este fum. Orice lucru care se impune prin forță nu e un lucru bun, zice cineva. Acești părinți care nu vor să-și vaccineze copiii sunt și ei la rândul lor vaccinați, zice Oana. Oare ei se simt bine? Normal. N-au făcut niciuna din boli, n-au făcut poliomielită, n-au făcut foarte difterie. Mult, doctor. Vă doresc succes în activitate, să salvați pe cât mai mulți copii din ghearele acestor boli care trebuia eradicate de mult. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost știrea cea bună în această seară împreună cu doamna dr. Olivia Galiță. Vă recomand să studiați lucrurile pe rapoarte științifice, nu pe internet, pe Google și pe tot felul de reportaje care doar
instigă la panică și așa mai departe. Sunt Cornel Drevoșan, vă dau întâlnire mâine seară. La revedere!